În data de 9 septembrie, ora 19.45, un echipaj de specialiști pirotehnici din cadrul detașamentului de pompieri călărași s-a deplasat pe raza municipiului, pe strada Prelungirea București, la o societate comercială pentru ridicarea, asanarea teritoriului de muniție rămasă neexplodată și transportul unui proiectil exploziv de calibrul 100 de milimetri respectivul element de muniție rămas neexplodat, a fost descoperit de către un angajat al unei societăți comerciale în timp ce efectua lucrări de sortare a materialelor feroase la locul de muncă. Conștientizând pericolul, angajatul a anunțat de urgență organele abilitate, utilizând numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția echipajului pirotehnic. Specialiștii pirotehnici din cadrul ISU Barbuștirbei Călăraș au intervenit cu o auto specială și au ridicat elementul de muniție rămasă neexplodată, pe care l-au depozitat în vederea distrugerii ulterioare.